Ce ne puteți spune despre agenția imobiliară Imoneria? Imoneria e o agenție, o firmă tânără, pe care am creat-o din dorința de a aduce ceva nou pe piața imobiliară din România. Și la asta mă refer pe partea de servicii. Experiența noastră ca și ingineri în construcții ne-a ajutat foarte mult în ultimii ani în vânzarea de imobile din fază de proiect sau poate de structură și așa mai departe. Experiența noastră ne-a ajutat în a da un anumit grad de încredere clienților și dintre cei mai sceptici cu privire la calitatea construcției, la poate istoricul dezvoltatorului și așa mai departe. Motiv pentru care am decis să mergem pe partea asta cu firma proprie și consiliem clientul atât tehnic, juridic, bancar chiar, prin parteneriatele pe care le avem cu diversi brokeri, poate notari, arhitecți. Totul este complet gratuit, lucrăm practic direct pentru dezvoltatorii din portofoliu. Ce proiecte aveți în portofoliu? În momentul de față avem în jur de 20 de proiecte noi în portofoliul nostru. Noi colaborăm doar cu dezvoltatori și le reprezentăm proiectele, nu și blocuri vechi. Proiectele noastre sunt, spunem noi, atent selecționate. Când luăm un proiect, încercăm să-l urmărim încă din faza de construcție, să analizăm istoricul dezvoltatorului și în cazul în care noi nu suntem de acord cu anumite lucruri, nu vom merge mai departe cu promovarea acelui proiect. Nu vrem să vindem ceva în care nu avem încredere. Ca și amplasarea acestor proiecte, în mare parte, sunt amplasate în sectoarele 3 și 4, zona Mihai Bravo, Dristor. Avem un proiect nou de casă în zona Paladii, pe care îl avem chiar în exclusivitate. El va fi livrat în vara anului viitor, vor fi 16 case înșiruite. Avem mare încredere în acest proiect pentru că este ceva mult mai special față de ce se întâmplă în București, în aceea zonă, peste drum de bulevard, unde infrastructura nu este chiar ceea ce trebuie din punctul nostru de vedere. Pe partea de blocuri, noi cele mai multe le avem în zona Mihai Bravo. Chiar blocul în care avem noi biroul este construit de unul dintre dezvoltatorii care au făcut foarte multe blocuri în zona Mihai Bravo și cu care noi avem o colaborare foarte lungă și foarte plăcută. Cu ce se diferențiază agenția Imoneria față de o agenție clasică? Ne diferențiem în primul rând prin practic, profesionalismul pe care îl acordăm fiecărui client în parte. Nu acceptăm să mergem la o vizionare vreodată, fără să știm sigur că proprietatea respectivă încă mai este disponibilă. În același timp, nu ne place să pierdem nici timpul clientului, dar cu siguranță nici timpul nostru. Practic, mergem la fiecare, vindem fiecare apartament ca și cum l-am vinde ori unui prieten sau am fi gata să achiziționăm noi înșine acel apartament. Asigurăm încrederea necesară achiziției din tipul construcției prin experiența noastră inginerească. Nu comisionăm clienții și nu îi vom comisiona niciodată atât timp cât achiziționează un apartament din portofoliul nostru, inclusiv serviciile de consultanță financiară, consultanță tehnică, consultanță juridică sunt complet gratuite pentru clienții noștri. De ce ați ales Tior? Am ales Tior pentru că mi se pare că este un târg care este o adevărată inovație pe piața imobiliară din România. Ideea unui târg online sunt convins că va prinde și sunt bucuros că cei de la dezvoltatorimobiliar.ro au avut această idee primii, întrucât de la început, de când am început colaborarea cu ei, s-au dovedit a fi super profesioniști. Cum vi se pare ideea unui târg online român? Încă de la început, ideea unui târg online român mi s-a părut ceva foarte interesant, deoarece, statistic vorbind, cam toate contactele noastre provin din mediul online. Avem încredere în acest târg și vrem să facem parte din acest concept încă de la